Salutare! Astăzi o să fac un video rapid despre cum se setează TVA în Shopify, asta dacă sunteți plătitori de TVA sau dacă deveniți plătitori de TVA și trebuie să faceți setările. O să folosim din nou magazinul de test și primul lucru cu care trebuie să-l facem este să mergem la Settings, apoi la Taxes and Duties, iar aici la European Union, la Country sau Region, mergem la European Union, Collect VAT, dacă mergem pe Country Specific, adică pe România, Punem aici numărul de TVA și dăm Collect VAT. Nu da, trebuie să puneți neapărat uh, numărul de TVA. Înainte să mergem la pasul următor, coborâți aici la Tax Calculations. Aveți All Prices Include Tax, adică toate prețurile includ TVA. Dacă debifați căsuța asta, atunci se va adăuga TVA la prețul care aveți pe site. Îl lăsăm așa cu toate prețurile includ taxe. Charge Tax on Shipping Rate, asta înseamnă că atunci când veți vedea factura, aveți produsul, prețul fără TVA, TVA-ul și apoi prețul întreg așa o să aveți și la shipping. Dacă nu selectați căsuța asta, o să vă apară o linie cu produsul în care a fost deparcat TVA-ul și o să vă apară shipping-ul cu 15 sau 20 de lei, dar nu vă va afișa TVA-ul. Dacă ați bifat căsuța asta, se va aplica aceeași regulă și la produs și la shipping. Și apoi mai avem încă un lucru de făcut. Mergem din nou în admin, dar de data asta la produse. După cum vedeți aici puteți selecta multiple produse. Apăsați Edit Products și apoi avem Add Fields. Adăugăm un câmp, la Pricing avem Charge Taxes. Dacă nu sunt bifate și doriți să bifați mai multe odată, selectați prima căsuță, apăsați Shift, ultima căsuță și apoi apăsați Space de două ori. Și se vor selecta sau deselecta toate. Da, am salvat. Asta este un proiect foarte vechi de care nu am mai ocupat, dar a rămas site-ul live și îl folosesc pentru videouri de genul ăsta. Așa că nu vă speriați dacă ați văzut decât două vizite. La checkout avem aici total 69 de lei include 11,02 taxe. Deci, funcționează. Un lucru foarte important: toate aceste modificări se aplică doar la comenzile care urmează să intre. Toate comenzile care au intrat până acum nu vor fi purtătoare de TVA. Dar există și aici o soluție. Nix Connector. Intrați la Profile, o să vă apară curierii și programele de facturare, apoi apăsați Marble sau FGO sau ce altceva folosiți, mergeți la Invoice Preferences, aveți VAT, adică TVA, 19%, redus 9%, redus 5%, în funcție de ce produse vindeți, apoi aveți VAT Payer, da sau nu, aici trebuie să vi fați da, și apoi Force VAT Payer. Force VAT Payer folosim doar în momentul în care setările nu au fost făcute în site și vrem ca X Connector să facă forțat modificarea asta pentru noi. Asta s-ar aplica la comenzile vechi, care au fost făcute până am reușit noi să facem setările de TVA. După ce ați făcut asta din nou, apăsați Save și cam asta este tot. Vă recomand, după ce ați făcut setările, să faceți cel puțin o comandă de test, intrați în X Connector și să generați factura. Asigurați-vă că în linia produsului este defalcat TVA-ul, adică prețul fără TVA, TVA-ul și prețul întreg și de asemenea verificați același lucru și la costul de livrare. Dacă ați făcut testul și toate aceste lucruri se afișează bine, atunci ați reușit, puteți să vindeți liniștiți cu TVA. Dacă v-a ajutat acest video, nu uitați să vă abonați, nu uitați să apăsați butonul de like, lăsați întrebările în comentarii și spor la vânzări. Ciao.